dragii mei, eu sunt Violet și vă invit la un nou tutorial pe genunchi. De data asta, eu m-am avântat să fac o rochiță de seară. Mi-am dat seama că am un eveniment și căutând prin garderobă, nu mai vreau să îmbrac ceea ce am purtat deja și m-am gândit, ia, hai să mă duc să-mi cumpăr. Numai că, uitându-mă prin rafturile de magazine, nu mi-au plăcut absolut nimic, mi se părau toate rochițele banale, ceea ce am mai văzut, ceea ce am mai purtat și, efectiv, n-am avut nicio inspirație. Dar tot gândul îmi stătea la dantela asta pe care o am acasă, superbă, și zic, de ce nu? De ce nu să încerc eu să-mi fac ceva repede? Am la dispoziție 15 zile până la eveniment. În cazul în care văd că nu mă descurc, mă duc și îmi cumpăr ceva, nu este nicio problemă. Dar de ce să nu facem puțină economie și la bani și la nervii noștri, pentru că efectiv nu mi-a plăcut nimic ce am găsit în comerț. Am această dantelă și am acest fir primit de la Nela Ceugea, de care m-am îndrăgostit din prima dată când l-am văzut. Este bumbac 100%, semi-răsucit, sau nu, este mercerizat, pardon. Și m-am gândit de ce să nu le combin eu pe cele două. Cred că o să-l lucrez la croșetă, pentru că se vede că este fir de croșetă. Deci am 500 de grame de fir, am niște dantelă. Deja am decupat, deci asta este partea mea din față, da, asta este partea de sus și aici avem lateralele, iar pentru partea din spate am, da, uitați, asta este spatele. Dantela asta am avut-o, nu știu, pe undeva, de la ceva, cred că am tăiat, eu am scurtat o roche la un moment dat, nu mai știu, și are deja aici stivul făcut. Și zic, ia să fac eu o șmecherie, păstrez stivul ăsta pe mijloc, fie că-i pun fermoar, fie că-i fac un șnur, de ce să mă complic? Și am decupat și părțile din spate, vedeți, sus este mai lată și jos mai îngustă, ca să vină așa strânsă pe talie, da? Le-am potrivit aici. Acum, ce urmează să fac? Este să fac cusătura aici, o să trag la mașină și aici. Și să probez, să văd dacă mă cuprinde, cum mă cuprinde. În cazul în care este lărguță, mai strâmtesc cusătura de aici. Iar ulterior, cu firul din bobină, o să-mi croșetez o bandă, cum am făcut și la rochea cealaltă de ocazie pe care am făcut-o pentru botez, o să fac o bandă mică aici, pe care o voi coase pe talia rochiței, de care să mă pot prinde ușor și frumos pentru a lucra fustița în partea de jos. De ce îmi place să fac, să merg pe de-a întregul? Pentru că este mult mai ușor de probat și de ajustat atunci când rochea este întreagă și nu făcută pe părți și ulterior cusută. Cel puțin eu aplic această teorie la lucrurile tricotate, croșetate. Pentru că în lucru firul se poate lungi sau se poate strâmta și trebuie să vezi cum se așează. Iar în partea de sus, pur și simplu o să fac niște breteluțe, probabil. După ce o să cos părțile și o să fac banda de jos, o să probez totul, o să fixez totul pe bust și ulterior o să fac bretelele, da? Deci în următoarele etape voi lucra partea de fustă în jos, m-am gândit la o fustiță cloș, pur și simplu cu înmulțire. Hai să vedem ce iese. Țineți-mi pumnii, poate lucrați și voi alături de mine ceva asemănător. Nu aveți nevoie de cunoștințe de croitorie foarte vaste, singurele cusături vor fi cele de pe lateral, da? Deci chiar nu aveți mai mult de atât, puteți să luați orice bucată de dantelă și să vă faceți o rochiță asemănătoare. Haideți să vedem ce iese, nu? Să vedem dacă mi iese și dacă la acest eveniment voi avea o rochiță unicat sau una din comerț.
am terminat de cusut lateralele și vreau să vă dezvălui un secret. Când lucrați cu dantele sau cu materiale transparente, se vede, da, cusătura de pe dos, sau mai bine zis acel tif, da? Și atunci, ca să nu se vadă tiful ăla de pe dos, vedeți asta, care la mine nu mai este acum, bucățica aia, da, care se formează în momentul în care coaseți părțile, o îndoiți spre spate, da? În cazul meu, eu am îndoit-o în partea aia, dreapta, cum ar veni, și am făcut o cusătură pe fața lucrului. Astfel încât, vedeți, ea s-a îmbinat bine și nu se va destrăma și nu se va îndoi de o parte și de alta, da? Deci cam asta este secretul la dantele. Acum urmează partea în care eu am probat, am văzut că se așează foarte bine pe corp, am hotărât că în spate totuși o să pun un șiret, da, o să o legă, o să fie legată ca pe un corset și atunci o să lucrez niște inelușe, probabil cu croșeta, vedem cum fac, ca să fac pentru spate aici loc pentru a băga șiretul de corset, da? Așa, indiferent de, uite ce se pupă frumos trandafirii aici pe spate, vedeți? Dacă pun fermoar, cumva nu pot să ajustez mărimea. În momentul în care pui șiret, pot să ajustez mărimea. Și chiar dacă aveți un kilogram în plus sau slăbiți cu timpul, rochița va fi portabilă plus minus 5-10 kg lejer. Și atunci, eu, ca să o am în garderobă și să o pot purta și când voi slăbi, Doamne ajută, am hotărât să fac această chestie, să îi pun aici șiret și o să vă arăt cum faceți aici la spate la fust, astfel încât să fie ok, da? Să aveți loc de șiret. O să vă arăt eu ce un truc este din curătorie, dar îl folosim la tricotaj. Bun, acum ce o să fac? Încep să lucrez banda de jos, da? Banda croșetată, pe care o să o cos de poale. Aici trebuie să mai îndrept puțin cu foarfe ca să fie totul drept și frumos, că văd că sunt un pic, mai sunt niște valuri la talie. O să cos banda aia și de la ea plecând o să începem să lucrăm fustița în partea de jos. Mi-a venit o idee pentru a proba temporar rochea. Eu o să pun aici niște bretele de la sutien, o să le prind aici, o să vă arăt, ca să pot să probez pe parcurs și ulterior o să mă gândesc cum fac în partea de sus, pentru că între timp mi-au venit alte idei referitor la mânecă, la partea de la gât și atunci, ca să las imaginația să zboare, o să pun temporar niște bretele de la un sutien. Haideți să continuăm! Bun, am lucrat, ați văzut, ochiuri de lanț cu firul pus în două, primul rând, iar lanțul l-am lucrat cam cu, nu știu, cu vreo 7-8 cm mai lung decât am eu nevoie pentru talie și o să vedeți de ce. Primul rând l-am făcut cu piciorușe duble, iar al doilea rând am făcut 4 ochiuri de lanț și le-am prins din două în două piciorușe duble. Acum această margine eu o voi coase frumos de talie.
în felul următor, o să vă arăt acum, deci o să mă uit unde e fața, deci asta este fața, da, așa, o să încep să cos de aici banda, da, o să mă duc cu ea de jur împrejur, da, până o să ajung în capătul acesta, iar restul care va rămâne necusut. Și o să vă arăt mai departe ce facem. Aici închei partea 1 și vă arăt progresele pe parcurs ce mai lucrez și eu la proiect.